la domeniul IT. Astăzi avem o piață suprapopulată de specialiști începători sau specialiști care își doresc să ajungă în domeniul IT, astfel neregăsindu-se fie în altă parte, fie nu reușesc să își găsească un job aici. Pe partea de probleme cu care mă confrunt eu, rămâne a fi lipsa de digitalizare a unor servicii, fie publice, fie a companiilor private, care îmi va ușura considerând viața, și aici vorbesc de... Am avut recent o situație în care eram nevoită să schimb adresa unde erau furnizate serviciile de internet și a trebuit să merg la un oficiu fizic ca să scriu cererea și nici de cum nu se oferea posibilitatea să o faci online. Bun găsit! Eu sunt Natalia Munteanu și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Oameni și Afaceri, produs de Eco FM. În studio se află Ștefania Ciutac, președinta platformei Tech Human Moldova. Tech Human Moldova este o inițiativă dedicată atragerii, susținerii și promovării femeilor în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Astăzi discutăm cu Ștefania despre digitalizarea Moldovei, facilitățile fiscale acordate industriei IT și outsourcing-ul în IT. Bună, Ștefania! Salut, Natalia! În 2019, industria IT reprezenta cam 7% din PIB. Ce se întâmplă la momentul actual, ce avem? Cam ce spun, ce arată cifrele? Cu siguranță, implicarea domeniului IT și apartenența asta la PIB este mult mai mare decât 7% în prezent, considerând numărul mare de companii IT care au apărut în ultimii ani, ultimii 2-3 ani, chiar și companii mici. Creșterea angajaților în companiile mari de la o cifră de 100-200 de oameni la până la 1000 în cadrul unor companii. Nu am date exacte ca să-ți spun dacă este jumătate sau este 20-30%, însă cu siguranță partea sau contribuția pe care o are în cadrul PIB-ului și în cadrul pentru Republica Moldova este una destul de mare. Domeniul IT e în continuă evoluție, să înțeleg. Da, și mereu așa va fi, cred eu. Cu siguranță e vorba de digitalizarea și viitorul digital pe care ne-l poate oferi și în care fiecare se poate regăsi în cadrul unei companii IT. Cum vorbeam și mai devreme în afara studioului, viitorul rămâne a fi digitalizat. O mare parte din procesele și activitățile pe care le facem și le făceam manual o să fie automatizate. Astfel ușurându-ne viața atât nouă cât și a celor care beneficiază de toate aceste servicii și procese. Tu aici vorbești despre inteligența artificială. Da, asta rămâne a fi un trend al anului 2022-2023 și o să fie în continuă creștere în următorii ani. Și în Moldova? Și în Moldova. Aha, pentru că în Moldova știu că noi rămânem mai în urmă cu digitalizarea. Cel puțin momentan avem comunități AI în Republica Moldova de studenți, iubitori de acest domeniu, care încearcă să miște în direcția de creștere inteligența artificială. Plus că rămâne a fi destul de neclar ce înseamnă, cum lucrează, cum ne va impacta pe viitor și dacă ne va impacta cumva. Și astfel de comunități sunt binevenite. Dar ce se întâmplă în industria IT? Cam ce probleme există? Cu ce vă lipsește? Ce ne lipsește? Dacă ne referim overall la domeniul IT, astăzi avem o piață suprapopulată de specialiști începători sau specialiști care își doresc să ajungă în domeniul IT, astfel neregăsindu-se fie în altă parte, fie nu reușesc să își găsească un job aici. Pe partea de probleme cu care mă confrunt eu, rămâne a fi lipsa de digitalizare a unor servicii, fie publice, fie a companiilor private, care îmi va ușura considerând viața, și aici vorbesc de... Am avut recent o situație în care eram nevoită să schimb adresa unde erau furnizate serviciile de internet și a trebuit să merg la un oficiu fizic ca să scriu cererea
Și nici de cum nu se oferea posibilitatea să o faci online. Deci, nici măcar să o scrii de mână și ulterior să o scanezi și să o trimiți. Deci ne lipsește elementul ăsta. Într-adevăr, ne ușurează viața. În același timp o să ne facă mai stay at home, mai introverți, dar o să găsim alte activități care o să ne miște și o să ne facă mai dinamici. De ce lipsește Moldovei pentru a fi mai, mai digitalizată decât este? Cred că răspunsul ăsta l-au dat mai multe persoane, și anume că ne lipsește voința asta și dorința de a mișca lucrurile mai rapid și o persoană care o să-i reușească să treacă peste toată birocrația care este acum, peste toate departamentele și instituțiile care intenționat, neintenționat fac digitalizarea, procesul de digitalizare mai lent. Avem nevoie de o persoană competentă și o persoană care să-și dorească și să aibă acces la toate pârghiile ca să fie procesul ăsta mai rapid. De ce piața a ajuns supra-solicitată? A crescut trendul ăsta în ultimii ani, că e super cool să lucrezi în IT, anume din considerent că ai un salariu mare. Nu plătești impozite sau le plătești angajatorul pentru tine. Și cu un salariu mare, să zic 1000 plus în Republica Moldova, bine, poate nu neapărat, 1000 nu neapărat este super mare, dar în comparație cu alte domenii este bun, îți permite să duci un mod de viață decent și așa cum îți dorești tu. Plus a crescut numărul de comunități IT în Republica Moldova, care încurajează și stimulează creșterea specialiștilor, reprofilarea. Chiar și Tech Women Moldova, de care ai menționat inițial, are ca scop să motiveze și să încurajeze fetele și femeile să aleagă o carieră în IT. Dar, de fapt, salariile în IT pentru începător nu sunt atât de mari comparativ cu alte domenii. Eu cred că e mai mult așa, adică s-a făcut foarte mult tantam pe chestia asta, pe salarii mari. Da. Când, de fapt, nu sunt chiar atât de mari și pentru un începător, 400-500 de dolari nu e chiar atât de mult. Sigur că depinde și de vârsta sau la ce vârstă începe el să facă IT, însă da. Adică e... Da, într-adevăr, dacă îmi permiți să zic că eu am început cu aproape 300 de dolari, în jur de 300 de asta dolari. În ce? 2018. Recent. Da, și după mine era un salariu bun. Însă, ulterior, auzim și de la colegi, de la prieteni, că salariul de început în anumite companii este mult mai mare, dublu, triplu. Și oricum erau nemulțumiți. Practic, felul în care ar trebui să ne raportăm la salariul de intrare în IT ar trebui să fie echivalent cu intrarea într-un oricare alt domeniu. Pentru că, până la urmă, ești un începător, nu ai experiență, ai cunoștințe, poate ai o carismă sau o dorință să faci mai multe lucruri și ai și mai multe abilități, să zicem. Însă tu ai nevoie de ghidare și lucru necesar acum rămâne a fi un mentor, o persoană care să te îndrume, un loc de muncă care să-ți permită să crești, să evoluezi și să înțelegi unde îți dorești să mergi mai departe. Apropo de impozite și facilități fiscale care au fost acordate industriei IT, de 7 ani au fost deschise parcurile IT. Da. Și legea privind parcurile pentru IT oferă facilități fiscale pentru rezidenții acestor parcuri. Esența facilităților constă în acest impozit unic de 7%, care aici practic include și contribuțiile sociale și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală și alte taxe și impozite. Acum, pe termen lung, ce beneficii au angajații din industria IT? De ce te întreb? Pentru că anterior am discutat cu 3-4 angajați din IT și ei mi-au zis că pe termen lung, de fapt, ei cumva sunt privați sau vor fi privați de pensii și de alte asigurări sociale. Da, să știi că așa este. Tot ce auzim noi când vine vorba de negocierea unui salariu într-o companie IT care face parte din parcul IT este că se negociază salariul net
pentru că e echivalent cu brut și pentru că angajatorul plătește impozitele pentru tine. Și asta e fain la prima vedere. Da. Partea mai puțin frumoasă este că, într-adevăr, contribuția la stat fiind minimă, pensia o să fie dedusă din salariul minim pe economie prognozat, nu minim, salariul mediu prognozat pe economie atunci când vine vremea de pensie. Ești lipsit de concediu de maternitate, în sensul că concediu de maternitate, paternitate, concediu medical, pentru că... Da, concediu de îngrijire a copilului. Exact, pentru că se deduce din salariul mediu pe economie, care este mai mic decât salariul real pe care l-au angajații. Când s-au acordat aceste facilități, probabil presupun că s-au axat pe faptul că aveți salarii mari și o să vă descurcați, o să vă faceți economii. Da. Dar, de fapt, per general, sau mulți dintre cei care lucrează în IT, nu au așa salarii chiar atât de mari încât să le ajungă și pentru economii și pentru pensia privată, care, de fapt, nu este în Moldova, dar cumva să facă ei la în contul de economii, să-și facă... Subiectul ăsta de pensie privată e super fain, în sensul că la noi cred că există de la promovare minimă până la deloc, în timp ce în Canada, Statele Unite, e ceva normal sau e ok ca să te pregătești de vârsta de pensionare și statul nu este obligat să-ți acorde prima asta de pensionare, chiar făcând contribuții anuale. Suntem tineri și cred că ăsta ar fi motivul, că suntem tineri și o să ne descurcăm. Plus că, având salarii peste medie, reușești să mai pui deoparte, cum ai zis și tu. Însă nu e chiar așa, că mulți din noi trăiesc cu ziua de astăzi, că asta e ceea ce avem. Exact, exact. Și asta, în Statele Unite, e cel mai dezvoltat sistemul ăsta de pensii private. La noi încă doar se discută. Cu siguranță sunt oameni care deja își pregătesc contul de pensionare, nu neapărat din IT. Da, sunt, cu siguranță, dar probabil că sunt cei care câștigă cu mult peste medie, peste salariul mediu pe economie. Da, așa ar fi. Însă, vorbind și de beneficii un pic, de regulă companiile IT încearcă să creeze un mediu prietenos, respectuos în cadrul companiei. Au o cultură foarte accentuată pe care o promovează și aici zic de compania în care lucrez eu și totodată mai beneficiez de prima de asigurare medicală privată, unde iarăși un pic procesul ăsta de cum beneficiez de ea este mai sub semnul întrebării. În același timp poți ai și vizite gratuite la sala de sport, pentru că stând toată ziua în fața computerului poți prinde o durere de spate, o durere de mușchi și o sală o să te ajute să ieși mai ușor din asta. Vorbești despre servicii medicale la clinici private? Exact. Da? Adică aveți așa facilități gratuite? Da. Asta e deja un lucru bun. Dar cum ziceam, iarăși procesul de beneficiere e un pic mai interesant. Mm-hmm. Pentru că pe cealaltă parte stau companiile de asigurare care iarăși vor să se asigure că tu ai nevoie de serviciile astea medicale. Da, și ținând cont că în policlinici rândurile sunt la câteva luni ca să ajungi la un medic specialist și condițiile sunt care sunt, atunci, da, pentru voi chiar e un avantaj ăsta. Da, cu siguranță sunt medici foarte buni și în instituțiile astea de stat. Pentru că mulți medici din instituțiile publice lucrează și în cele private. Da, da. Numai că acolo altă atitudine e un pic diferită. Condițiile de consiliere și de control al pacientului, de lucru cu pacientul, e diferit și asta cumva îți oferă așa un confort psihologic. Sau cel puțin la mine așa e, dar cred că și la toți. Da, da, așa e. Da, contează confortul ăsta psihologic. Da. Da. Ce se întâmplă cu în outsourcing? E o problemă outsourcing-ul ăsta pentru Moldova? E foarte bine? Presupun că fără outsourcing, cred că companiile din IT n-ar putea exista. Sau cel puțin nu ar avea randamentul pe care l-au. Așa e, ca să încep răspunsul meu. Cred că avem 80-90% din companiile IT care prestează servicii de outsourcing în Republica Moldova. Momentan, pentru țara noastră, rămâne a fi cel mai profitabil model de business.
Din considerent că, bine, nu este un secret că specialiștii sunt foarte buni, având o educație și o educație din asta de acasă, cu trebuie să înveți, trebuie să îți câștigi cunoștințele singur. Prin asta vreau să zic că suntem foarte buni pe partea asta de abilități și skill-uri. Însă, iarăși, nu este un secret că serviciile care sunt prestate către furnizorii sau către companiile care cumpără outsourcing-ul, persoanele în outsourcing, sunt mai scumpe decât peste medie. Outsourcing-ul, ca să fie mai clar pentru cei care ne ascultă, înseamnă un fel de export de servicii. Exact. Export de servicii, adică cetățenii noștri, oamenii angajați în domeniul IT, prestează servicii de IT pentru companiile din alte țări. Exact. Și cele mai top state cu cine lucrează Republica Moldova, companiile de IT din Republica Moldova? De regulă preferă Europa, pentru că suntem în același time zone. Uh-huh. Și asta ar fi Franța, Germania, Marea Britanie. Dacă să ne ducem pe un alt continent, este SUA. Și făcând un pas către Asia, avem Vietnamul, cam așa. Deci, pentru alte companii este mai complicat să cumpere serviciile astea în Europa, pentru că, ziceam și de time zone, este vorba de o diferență mare de cultură pentru care ai nevoie de timp ca să o înțelegi și să te conformezi. Dar în rest, cam asta ar fi. Da, ce se întâmplă cu proiectele de dezvoltare IT personale sau autohtone, da? Produse, da? Da, produsele autohtone. Ce le lipsește? Ce n-avem ca să dezvoltăm mai multe? Cred că rămâne a fi partea asta financiară. Pentru că oameni competenți care să-și seteze un plan de dezvoltare sau să-și creeze o imagine clară cum ar trebui să arate serviciu sau produsul ăsta, cu siguranță avem. Ne lipsește și un push din ăsta ca să ne lansăm mai repede, să găsim piețele potrivite pentru produs, fie că e faza de testare, fie că e deja o fază mai avansată în care se adună investiții sau doar se vinde. Am lucrat și într-o companie produs în Republica Moldova. Este o cultură diferită decât ceea ce se întâmplă în outsource, în termen de regulă compania este mai mică, sunt mai puțini angajați și toți cunosc între ei și asta permite o comunicare și o colaborare mai strânsă, nu doar pe partea de job, dar și pe partea personală, și care compensează din tot ceea ce se întâmplă la job pe parcursul zilei. Uneori această apropiere sau această comunicare strânsă duce și la conflicte. Exact. Da, pentru că nu toți cei care lucrează într-o echipă sunt compatibili sau, au aceleași valori, principii. Da, și cred că contează, cred că managerul sau antreprenorul ar trebui să-și cumva să știe, da, sau să știe. Uh-huh. Cred că e mai greu să creezi o echipă așa, care din start să fie închegată bine. Nu știu, de fapt, cum acum asta se face la modul practic, însă știu că, ca în toate, de fapt, companiile. Uh-huh. Pe de o parte, e bine că e o echipă așa închegată și se comunică mult și se vedeți. Pe de altă parte, apare riscul ăsta de conflicte. Este important să găsești și să accepti linia asta între relație profesională și relație personală cu cineva. Și când, să zicem, este timpul de băut o cafea sau ieși la lunch, atunci jobul nu ar trebui să afecteze comunicarea pe care voi o aveți. Aici mă refer că, da, discutați despre job, chestii, dar nici de cum nu vă intersectați sau nu vă contrați pe subiectul ăsta. Dar ce se face în cadrul unei companii atât unde tu ai lucrat? De obicei, ce se făcea în cazul în care apăreau conflicte? Sau la noi mai există stereotipuri, prejudecăți, care oamenii nu ezită mult să nu le vocifereze. Da, vocifereze.
În primul rând, ar trebui să fie din start niște policies, știi, sau niște reguli, că uite, nu discutăm despre religie, politică și alte prejudecăți, cum zici și tu. Pentru că fiecare este diferit și are conceptele sale, ideile sale și... Dar în cazul în care apare un conflict de tipul ăsta, se discută cu fiecare persoană în parte ca să se înțeleagă de unde a pornit problema și cum și-ar dori să fie soluționată. Pentru că fiecare din noi, în momentul în care apare un conflict, își dorește sau vede o anumită rezoluție. Respectiv se găsește un win-win sau un fir de mijloc, da, în care se regăsesc amândoi. Exact. Dacă problema escalează și uite că nu se rezolvă la nivel de echipă, pentru că de regulă asta ar face managerul de echipă, fie un scrum master, fie că e un tech lead, fie că e un line manager, se merge mai sus către fie un manager mai sus cu nu atât autoritate cât cu putere de a discuta și a manevra cu lucrurile. Și ar trebui să se oprească acolo. Ce pregătiți sau ce aveți pentru femeile care își doresc o carieră în IT? Da, asta e subiectul meu preferat, de regulă când vine vorba de Tech Women, și anume că am lansat recent un program de mentorare la 3 ediții. Este un program de 3 luni în care avem și mentori și mentore care sunt pregătiți să-și partajeze cunoștințele pe care le au cu participantele. Fiecare mentor are în mediu 2-3 fete, pentru că, iarăși, programul este focusat doar pe fete și femei. Din timpul liber a fiecăruia sunt organizate workshop-uri, masterclass-uri, seminare în care se predă o direcție, un subiect, cum ar fi testare, dezvoltare web, project management. Și timp de 3 luni, scopul ar fi ca aceste participante să fie pregătite pentru a se încerca în cadrul unui interviu, unui internship, a unui job. Și totodată să-și consolideze cunoștințele pe care deja le aveau până la program. Ăsta ar fi cel mai mare program pe care îl organizăm la Tech Women. Pe lângă asta avem meetup-uri sau evenimente de o zi, de câteva ore, în care se regăsesc 2-3 speakeri și povestesc despre experiența pe care o au pe un anumit subiect. Fie că este mai tehnic și iarăși publicul e mult mai focusat și mult mai centrat pe subiectul ăsta, fie sunt mai generaliste și se povestește overall despre domeniul IT și cum acesta evoluează, cum s-a ajuns, cum a ajuns fiecare în poziție în domeniul IT. Cam asta ar fi. Ceva mai de adăugat ai? Că eu am terminat cam ce am avut. Poate ceva care eu nu te-am întrebat, dar tu crezi că ar fi util de spus? Eu aș vrea să vin cu o laudă către, în primul rând, către toți angajații IT și nu doar, către toți cei care încearcă să facă lucruri frumoase. Atât pentru stat, că aici vreau mai mult să fac focusul pe instituțiile guvernamentale, care încearcă de răzputeri să digitalizeze toate flow-urile și procesele pe care le avem. Și sunt sigură că în câțiva ani o să fim acolo unde ne dorim noi, cu digitalizarea, nu o să mai fi nevoie să scriem cerere pentru schimbarea adresei, fizic mă refer. Și plus la asta, îți mulțumesc mult că m-ai invitat astăzi. Cu drag. Există un clasament al digitalizării statelor UE. Moldova, cam pe ce loc ar fi? Mai jos de mijloc, da. La mijloc, da? Da. Da, cea mai digitalizată este Estonia. Așa. Așa e, da? Da. Partea cu... Acolo, eu n-am fost în Estonia, dar știu că acolo sunt și roboți pe stradă, poți să vezi. Nici eu n-am văzut în Estonia. Atât de digitalizată au ajuns țara aceea. Nu știu cum au reușit, probabil, nu știu, datorită și oamenilor și dorinței și programelor. Apropo, de la Tech Human, voi susțineți femeile să-și găsească un loc de muncă? În primul rând să adere în domeniul IT, să ajungă în perimetrul ăsta, pentru că raportul rămâne a fi unul mic de femei ca reprezentanță în domeniile și în domeniul IT și în companiile IT. Și să spargem stereotipurile precum că, uite-te, pentru o femeie
programare sau un computer este mai greu de perceput decât ar fi un domeniu financiar sau domeniu bancar. Deci avem, ne dorim o egalitate de genuri pe partea asta de plată, de reprezentanță și cam asta ar fi. Mulțumesc, Stefania! Cu mare drag! Mersi și eu că m-ai invitat! Eu sunt Natalia Munteanu, autoarea podcastului Oameni și Afaceri. Ne poți scrie și ne poți asculta pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Radio Eco FM și pe pagina de internet ecofm.md. Peste votarele Republicii Moldova, podcastul e accesibil și pe Spotify. Te invit să te abonezi și să distribui podcastul nostru. Un gând bun și ne reauzim la Oameni și Afaceri.